Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Overwatch 1v1. Să vedem ce reușim să facem. La final de episod o să deschid și o cutie, așa că sper că stați până la final. Oricum nu o să dureze mult. Mai fac din când în când episoade de Overwatch. Bineînțeles, dacă vă plac, apăsați butonul de like. N-ar fi rău. Mă mir că mi-a dat încă grijă, frate. What the fuck? What the fuck, bă? Cum drag, în pana mea? Fara. Mai fain skin-ul meu. Părerea mea. Oare ce level are fătărul ăsta? Haide, boss! Ia o mufă, dați-aș pământ! Uite-l, frate, cum mă sparge, ești nebun? Trebuie să dau la bulan deja. Bulan mode... FUT BULAN! Nu mă pun level mai mic decât mie. Hai că până acum a mers absolut perfect. Deloc. Chiar deloc. Ai dat să-mi fac manevra cu hello. Hai, ne batem. Cred că îl fac, pentru că am avut bulan. Bun. Am avut noroc că l-am lăsat să vină și am dat o bastârcă direct așa pe spate. Pot eu să câștig cu campionii care nu-mi prea place să joc, gen Bastion, Reinhardt. Bine, pe hard astăzi n-aș juca campionii. Și am pierdut cu Fera, care e practic campionul care m-a jucat cel mai mult în competitive. Mamă, dacă apucam să luăm foc. Aici vine. Sau acolo. Sau acolo. Bun, partea aia la tomei. Nu-mi place că durează foarte mult. What the fuck? Care-s șansele să vină? O stă și el acolo. A, normal. Bine, boss! Nu mai da mânca ceas! Bine, mă! Nu mi-e să cred că l-am bătut tocmai cu campionul ăsta părlit. Cu care nu m-aș prea juca deloc. Bun, Zeniata. Ar fi fain skin-ul ăsta. Rige. Să vedem. Pot să-i fac manevra direct. Mamă, frate, dă-te treacă cât e faia am dat-o. Deci asta a fost chiar genială faza. Bun, Tracer. Sper să nu mă bată și cu Tracer. L-au dat undeva pe sus. Trebuie să fiu atent. Să-i scot E-ul
Și după aia să-l atac. Acolo-i. O sări jos. Nu și-o folosit eu, nu înțeleg care e șmecheria tău. Nu prea m-am prins. Adică trebuie să-și folosească eu, să-și refacă HP-ul. Aoleo, Torbjorn. Cât de urât poate să fii campion în modul ăsta. Și numai pentru faptul că stai cu tureta într-un loc și pana mea, care are pulanul. Bun, i-am scos tureta destul de rapid. What the fuck? Mamă, cum l-am pleznit, ești prost? Not bad. Bun. Să zic, care a fost play-off de match, e curios. Era clar în pană, n-avea cum să fie altul. Deci cum i-am dat-o aici, a fost fenomenal. Perfect la lebeniță. Nice. Bun, să vedem duelul cu numărul 2. Dacă îl câștigă ăsta și încă unul, practic o să pot să deschid două cutii la final de episod. Da, vedem. Dacă nu îl câștigă ăsta, vă dați seama că nu o să mai joc încă unul. Iar dau de unul care să se ascundă el. Interesant. Deci ăsta e AFK. Bă, măcar e un win gratuit. Cel mai fain ar fi dacă ar ieși totuși. Să nu pierd timpul aiurea. Am dus direct spre baza lui. Probabil că nu se joacă. Și oricum cred că îl deconectează dacă stă AFK, nu știu cu timp. Ori și AFK ori nu, frate. Ce pana ai cu ăsta? LOL XD was AFK, da, wow, nu m-am prins. E bine că ți-ai băgat totuși, ți-i joci. Nu știu de ce încerc eu varianta asta, pentru că nu prea îmi ies niciodată. Și bănesc că ăsta încă stă AFK sau ceva. Ce dracu te bagi la... la match dacă nu vrei să-i joci? Foarte greu de înțeles genul ăsta de oameni. Mă bag la un match, dar stau AFK. Au vrut să-mi dea manevră direct. What the fuck? O să mă urc acolo? Reinhardt, probabil nu cel mai distractiv campion la 1v1. Mamă, cât apinul i-am dat. What the fuck? Bă, voi ați văzut? Părea că merge jos și totuși cumva m-a oprins. Mamă, cât e dubios. Ori mi s-o părut mie că e bug acolo, ori chiar a fost. Ce level are asta? 178, what the fuck? Hai că măcar se termină cât e cât rapid. Nu pot să încerc să mai dau un... să deschid două cutii la final de stream, de episod. Vărul ăia, trebuie să ar familia să strească. E nașpa că la asta ți se încarcă scutul ăsta vieții și, na, durează mult până te dobați. What the fuck? Bă, alu! Ce
Nu-mi place că nu ne batem, frate. Tot fugim și alergăm și căcat. Hai, pui mei jos de acolo să ne batem un ca lumea. Vrăjala asta. Bă, să cât iară, mâncați aștia și... Ui mei, ori ne batem, ori stăm și facem simulator de alergare în panane. Unde e câtură să faci, vezi, genul, când trebuie să alergi după el să te bați. Nu știu, parcă ne jucăm ascunța, nu 1v1 pe Overwatch. Dacă mă opălim, nu știu. Mă trebuie să... să ne refac HP undeva neapărat. Îți gata. Sau? Mamă, ce bulanozauri, ești nebun? Fuh, bun, hai să iem încă unul. Dacă reușesc să-l câștig și pe următorul, practic o să am două cutii la final de, de episod. Play of the game. Mamă, dacă le prindeam alea. Oricum aici și l-au greșit. S-o deplasa de pe prostia aia lui. Bun. Deep game. Și încă unul, dacă o să am noroc și să-l câștig și pe ăsta, o să am două cutii la final. Am zis, cred că partea asta cu două cutii la final de vreo 5 ori. Da, na, ce să și faci? Să sperăm că nu trebuie să aștept din nou vreo 25 de secunde. Dar, bineînțeles, durează. Ăla e frățioare 2, să fie. Hai că nu-s 25, ar fi vreo 35. Bun. Să vedem dacă am noroc sau nu. Nu știu de ce am zis chestia asta, că știu că n-am noroc, dar fie. O, tot cu ăsta. Cam, aiurea. Mamă, dacă n-aș fi. Hai, vărule. Mamă, dacă mă disperă. Cum să fugi atâta, frate? Eu trebuie să fug după ea să mă bate și prost. Începe să mă enervez asta foarte tare. Ori ne bate, ori alergam să mor eu dacă. Bun. Foarte tare mă disperă fazele de genul. Când trebuie să alerg după ei. Extrem, extrem de tare. Oricum sper să-l bat să pot să deschid cutiile alea. Mamă, ce mă arunca, ești tâmpit? Mamă, dai pămpălău rău ăsta, deci e fătălău. Mă disperă, jur. Cam asta face omul, nu trebuie să ne batem. E un fătălău. Un mega fătălău, trebuie să alerg după el în pâine să mă bat.
Doamne fer, cât bulan! Cât bulan infect trebuie să ai! Să fii și un jegos care nu mă fuge pe harta. Eu n-ar rost să mai scriu că e prea prost. Oamenii ăștia fac jocul ăsta extrem de plictisitor. Hai să alergăm pe harta, nu să ne batem unul pe unul. Scopul nu-i să se bați. Gen. Nu? Uită-l. Uită-l cât fuge, frate. Extrem, extrem de enervant genul ăsta de jucători. Mă și cap pe fața ta de șobola. Șolobanul. Măcar cu ăsta nu mai fuge în pana aia. Mamă, chiar dar la lebeință ești prost. L-am apăsat un pic acolo. Cum vine mi-a mașinuța și eu. Cred că mi-e un pic mai rapid decât cred. Nu, mă. Care erau șansele să-l prind așa? Mamă, dar ce mi-o dat? That's all for my fans, zdreanță. Bun, som rai, ca asta încă îmi place. Orita regreso. Nu știu ce înseamnă, dar... O fi, îmi zice. Trebuie să fiu atent. Cu asta pot să faci o grămadă de jocuri și chestii. Ia să-i învii aici. Hai, am vrut să facă hacking, serios. Am luat și te ajută hacking-ul. Mă întreb și eu. Ana. Din nou un campion destul de aiure aici, pentru că tot îți da heal-uri în continuu. Plus că ultima ta e degeaba. Nu că ai apucat să o folosești de multe ori, dar ca idee. Și-o da și ea heal-ul. Sau el, ce dracu fi ăsta. What the fuck, nu da somn? Să mor tu! Că i-am dat-o. Da, i-am dat-o, nu cred. Hai, frate, să ce mă rodată că m-am sturat de tine. Bun. O bucată mai trebuie să fac. Nu pot să cred.
Vedeți? Genul ăsta de jucător, plictisitor. După care trebuie să alergi 2 săptămâni, frate. Să te bați în pui mei. Mega, mega plictisitor om. Era la drag. Drag e gata acum. Doamne, cât fuge omul ăsta. În sfârșit, frate, am scăpat de el. Hai de capul meu. Am alergat după ăștia azi, nimă la dracu. Bun. Măcar e gata șmecheria. Asta e play of the game, na? Bun. Să fie sănătos. Hai să deschidem cutiile, cam două. Să vedem măcar o legendară ceva după ce am stat dat. Albastre. Tot ce îmi doream. Și duplicate. Și? Hai. Perfect. Gri acum. Mai bine. Da, cam atât și cu episodul ăsta. Mulțumesc de vizionare. Nu uitați dacă vă place seria asta de Overwatch. Apăsați butonul de like. Ne auzim pe stream. Salutare.